Este apel de ultimă oră către Klaus Iohannis. Elevii vor să poată continua cursurile online și pe viitor. 20 de asociații și federații de elevi, studenți și părinții cer președintelui Klaus Iohannis să promulge legea care prevede asigurarea accesului la educație online pentru toți elevii și profesorii. Potrivit unei scrisori deschise semnată de Consiliul Național al Elevilor și peste 20 de asociații și federații de elevi, studenți și părinți, legea numărul 327 din 2020 este o inițiativă legislativă prin care executivul va putea să asigure accesul nemijlocit la educație online pentru toate categoriile de elevi și profesori. Astfel, procesul de educație va putea continua independent de evoluția epidemiei. Această inițiativă legislativă trebuie promulgată de urgență și implementată cu rigurozitate, astfel încât luna septembrie va fi o lună în care toți elevii se vor întoarce la școală, nu doar cei care au un statut socioeconomic confortabil, se arată în scrisoare. Semnatarii susțin digitalizarea echitabilă a educației. Procesul instructiv educativ trebuie să devină unul participativ, inclusiv, transparent și să se plieze pe realitatea impusă de evoluția tehnologică, au subliniat semnatarii scrisorii deschise. Aceștia au arătat că din 11 martie 2020, atunci când cursurile au fost suspendate, 900.000 de elevi din România au fost lăsați în afara sistemului public de învățământ, iar dreptul lor la educație a fost încălcat. Educația nu a putut continua în comunitățile dezavantajate, acolo unde dispozitivele conectate la internet și accesul la rețelele educaționale rămân o utopie. Dreptul la educație a fost încălcat pentru că statul român nu a furnizat accesul la școala online pentru elevii și profesorii care trăiesc la limita subzistenței, au subliniat semnatarii scrisorii deschise. Aceștia consideră că efectele situației s-au transpus în rezultatele îngrijorătoare la evaluarea națională. Nu au putut obține o notă de promovare la matematică, dar și la examenul de bacalaureat, unde a fost înregistrată cea mai scăzută rată de promovare din ultimii 6 ani.